Poliția! Deschide! Poliția, deschide! Așa au fost trezite mai multe persoane bănuite de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Gruparea își desfășura activitatea infracțională cu precădere în domeniul achizițiilor și livrărilor de fond de carte. În urma investigațiilor s-a stabilit că la finele anului 2015, liderul grupului infracțional organizat ar fi indus în eroare reprezentantul legal al unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate vânzarea de fond de carte, creând falsa impresie că poate influența factori de decizie din cadrul unor instituții publice sau alte societăți comerciale în vederea achiziționării de cărți. Ceilalți membri ai grupării au fost prezentați ca fiind reprezentanți ai persoanelor juridice care ar fi urmat să beneficieze de încheierea unor contracte de cumpărare de fond de carte. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat.